Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi facem împreună ișlere cu gem și ciocolată, niște prăjiturele pe care ardelenii le cunosc foarte bine, pentru că sunt specifice acestei zone și se fac mai ales în perioada Crăciunului. De fapt, sunt doi biscuiți pe bază de unt și nucă, lipiți între ei cu magiun de prune, în cazul meu, și glazurați cu ciocolată. Sunt foarte fragezi și absolut delicioși, și nu trebuie să lipsească de pe nicio masă de sărbătoare. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, sper să vă placă rețetele pe care le găsiți aici, să vă abonați la canal și să activați și clopoțelul pentru notificări, pentru ca YouTube să vă anunțe ori de câte ori postez o rețetă nouă. Vestea bună este că biscuiții pentru ișlere se păstrează foarte bine la congelator, chiar și 3 luni de zile, deci îi putem face dinainte, în așa fel încât în ajunul sărbătorilor să avem cât mai puțin de lucru. Lista de ingrediente o aveți acum pe ecran și o las și la descrierea videoclipului ca să vă fie ușor să o citiți. Pentru 25 de prăjiturele avem nevoie de, pentru aluatul de biscuiți, 180 de grame de unt gras la temperatura camerei, un gălbenuș, 150 de grame de zahăr pudră, 2 plicuri de zahăr vanilat bourbon, un praf de sare, 250 de grame de făină de patiserie, 100 de grame de miez de nucă măcinat fin, prăjit înainte sau nu, după cum doriți. Pentru umplutură folosim un gem foarte bine legat sau magiun de prune, în cazul meu, 50 de grame de miez de nucă măcinat fin, iar pentru decor am topit 50 de grame de ciocolată neagră cu o linguriță de ulei. Deasupra putem pune fie miez de nucă măcinat fin, fie jumătăți de miez de nucă, după cum doriți. Mod de preparare. Eu am început prin a rumeni un pic nuca antigaie. Este un pas opțional, dar nuca are un gust mult mai intens dacă o rumenim mai întâi în tigaie sau la cuptor. După ce am lăsat miezul de nucă să se răcească puțin, l-am măcinat fin cu un ciopăr electric. Și acum ne apucăm să facem biscuiți. Untul, cum vă spuneam, trebuie să fie la temperatura camerei, adică foarte moale. Peste unt punem gălbenușul de ou. Un praf de sare, ca la orice aluat. Zahărul bourbon. Și tot aici puneți și zahărul vanilat. Acesta trebuie frecat împreună cu untul. Eu am uitat de el și l-am pus un pic mai târziu. Dar voi să nu uitați și îl puneți acum, deci odată cu untul și cu oul. Cu un mixer de mână, spumăm pentru câteva minute untul împreună cu zahărul și oul. Punem apoi miezul de nucă măcinat și făina și le încorporăm la început cu o spatulă, apoi începem să frământăm ușor cu mâna. Ca la orice aluat fraged, nu frământăm foarte mult, ci doar până când aducem toate ingredientele la oaltă și putem să formăm o bilă de aluat moale și omogen. Aluatul fraged are nevoie de un timp de repaus la frigider, așa că îl înfoliem în folie alimentară sau îl punem într-o pungă curată și îl lăsăm la frigider pentru cel puțin 30 de minute.
eu l-am lăsat chiar și de pe o zi pe alta. Presărăm cu făină blatul de lucru și începem să întindem foaia, care trebuie să aibă o grosime cam de 4 mm, 4-5 mm. Și începem să decupăm biscuiții. Eu am folosit un inel metalic, la fel de bine puteți să folosiți și gura unui pahar de dimensiuni potrivite. Îndepărtăm marginile și le păstrăm deoparte pentru că le vom frământa foarte puțin ca să nu se încălzească untul și le întindem din nou cu surgitorul și decupăm din ele alți biscuiți. Punem biscuiții în tavă și dăm tava la cuptor la 180 de grade pentru 12-15 minute maxim, până când biscuiții sunt foarte ușor rumeniți. Cuptorul trebuie să fie preîncins. Când scoatem biscuiții din cuptor, ei sunt foarte moi, așa că îi lăsăm să se răcească puțin în tavă și abia apoi îi trecem pe o farfurie. După ce se răcesc, sunt frageți, dar sunt foarte casanți, sunt uscați, se rup ușor. Au un gust delicios de unt și de nucă. Începem acum să umplem biscuiții și pentru asta ne pregătim magiunul sau, dacă aveți un gem de casă foarte bine legat, să nu fie subțire, îl puteți folosi. Am pus miez de nucă măcinat peste magiun și am păstrat un pic de miez de nucă și ca să presar deasupra peste glazura de ciocolată. Și acum începem să lipim biscuiții doi câte doi. Din cantitățile specificate în rețetă vă ies cam 50 de biscuiți, deci cam 25 de prăjiturele. Și pentru lipire intră aproape un borcan de gem. Biscuiții se vor frăgezi în contact cu gemul și cu cât stau mai mult, cu atât devin mai fragezi și mai delicioși. Așadar, e chiar mai bine dacă puteți să-i faceți cu câteva zile înainte de Crăciun. Vă asigur că vor fi mult mai buni peste 2-3 zile. Biscuiții sunt foarte frageți, dacă presați mai tare, chiar se pot crăpa. Am pus ciocolata la topit împreună cu o linguriță de ulei. O puteți topi la microunde sau la bain-marie, la microunde, o lăsați 30 de secunde, opriți, amestecați încă 30 de secunde și ar trebui să fie topită. Punem câte o linguriță de ciocolată topită pe fiecare biscuit de deasupra și presărăm nucă măcinată sau punem un miez de nucă, o jumătate de miez de nucă. Biscuiții se pot păstra până la 3 luni în congelator, așadar îi puteți face cu ceva timp înainte ca să vă fie mai ușor de sărbători sau puteți face mai mulți și să păstrați o parte din ei pentru o sărbătoare viitoare. Folosiți o caserolă de plastic gros cu capac prevăzut cu garnitură, în așa fel încât să nu se sfărâme în congelator printre alte pachete și nici să nu prindă miros străin din congelator. Aveți grijă să puneți doi câte doi, în așa fel încât să aveți prăjiturile complete. Și asta e. Se desgheață foarte repede, într-o oră de stat la temperatura camerei, sunt perfecți pentru umplut. Așa arată ișlerele la final. Vă asigur că sunt absolut delicioase. Sper să le încercați și voi și să-mi spuneți în comentarii cum au ieșit. Dragii mei, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, pentru că vă aștept data viitoare cu încă o rețetă la fel de bună. Numai bine!